Χριστός Φράσινορ, ως Κιτήμ. Σελίδα 973. Είναι από τις πράξεις των Αποστόλων. Την Φάπτελε Αποστόλιλος. Τα Αλφα, 11 κεφάλαια. Τελα καπίτουλου 11. Και 27 εδάφιο. Εν σπέμ κουβερθέτουλ 27. 973. Γιώτα Αλφα κεφάλαιο. 11 κεφάλαιο. Capitolul 11 și până cu versetul 27. Faptele Apostolilor. În vremea aceea s-au pogorât niște proroși din Ierusalim la Antiochia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiter prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, fugând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalți rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Erod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini, apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură, au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el și când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat de mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan și Marco, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu, au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a pus semn cu mâna să tacă și le-a istorisit cum îl scoase Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacob și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus în alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Erod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare, în urmă s-a pogorât din Iudea la Cezarea ca să rămână acolo. Erod era foarte maniac pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Vlas, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Erod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești. A cizut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat,
Glanțe Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slava lui Dumnezeu. Și a murit, mâncat de vieri. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Barnava și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, Zis și Marco. Amin. Este în anul 43 după Hristos, 10 aproximativ, 10-11 ani din ziua, de la ziua 50. Cuvântul lui Dumnezeu creștea. Mulți veneau la credință, biserica se mulțea și diavolul se lupta împotrivă. Acesta este drumul lucrurilor. De aceea și a hotărât să facă uneltirile lui. Voi aduce foamete în lumea întreagă. Pentru că aici văd că mulți vor crede în Dumnezeu, însă Dumnezeu cunoaște, are vase alese, merite. Unul dintre aceștia este Agab, pe care Dumnezeu l-a trimis în biserica din Antiohia, unde poporul lui Israel încă era în prosperitate, a informat, a prorocit că foametea va veni în lumea întreagă și frații din biserica din Antiohia au strâns ajutor pentru ca să adune, ca să ajute pe frații din Ierusalim. Lucrarea lui Dumnezeu are loc în biserică. Biserica din Antiohia se pregătește și ajută biserica din Ierusalim. Și au trimis acolo pe Pavel și pe alți frați, pe Barnava, împreună cu ajutoarele către fraților din Ierusalim. Însă la Ierusalim nu există numai foametea, există și o altă problemă. Cârmuitor în Ierusalim era Irod. Acest Irod se luptă să fie plăcut iudeilor pentru ca să-și păstreze împărăția, cu scopul ca să-și păstreze împărăția. Și cum va fi plăcut iudeilor? Într-un mod ușor, prigonind biserica. Și a prins și a omorât pe Iacov, crezând că dacă va fi omorât Iacov, se va opri lucrarea lui Dumnezeu, se va opri provăduirea Evangheliei. Însă dorința lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu să crească și să se răspândească. De ce? Pentru că Iisus Hristos este Domnul. De aceea. Pentru că Tatăl lucrează și Fiul lucrează și Duhul Sfânt lucrează. Și unde lucrează? În biserică. Aici lucrează. De ce lucrează aici? Pentru că aici este casa Dumnezeului celui viu. Aici este locuința lui Dumnezeu. Aici locuiește Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă ne-ar deschide ochii, am vedea îngeri în jurul nostru. L-am vedea pe Hristos, slava lui Dumnezeu. Am vedea cerul deschis. Toată atenția cerului este îndreptată spre biserica lui. Afară este întunericul, aici este lumina. Repet. De ce? Pentru că Biserica lui Hristos a mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu. Și Iisus Hristos este
Cel care stăpânește în biserică. Cu cât mai mare încredere ai, tu personal și eu personal, că Iisus Hristos este Domnul și toate depind de El și toate El le va face, cu atât mai slăvit va fi Hristos în viața ta. Cu cât însă te temi mai mult, cu cât ești mai descurajat, deci cu mai multă mai puțină credință. Deci, cu siguranța că Iisus Hristos pentru tine nu poate să facă prea multe lucruri, cu atât mai mult îl vei micșora pe Hristos și vei crește tu. Trebuie să fim atenți, fraților, în aceste situații, să fim atenți la adevărul Evangheliei. Cu cât mai mare încredere în Hristos și cu cât mai mare încredere ai că Domnul este Iisus Hristos și toți ceilalți nu sunt nimic. Este ca un toți ceilalți sunt ca un balon care se umflă, dar până la urmă se sparge. Slavă Domnului! Oamenii se umflă, însă nu pot să facă nimic. Însă va fi slăvit Iisus Hristos. Crezi acest lucru? Acesta este adevărul, fraților. Și Irod era ca un balon care până la urmă s-a spart. Știți cum îl vedeau pe Irod pe vremea lui? Irod a ucis cu savia pe Iacov și iudeii s-au bucurat. Însă, fraților, numai cuvântul lui Dumnezeu, numai Iisus Hristos rămâne în veci. Și Irod a prins și pe Petru. Și frații au început să se roage. Și Irod a hotărât să-l ucidă și pe Petru. Frații se rugau, ajută-ne, Doamne, apără-ne, ajută-ne. Și se rugau neîntrerupt și bine făceau, însă Dumnezeu face întotdeauna mult mai mult decât noi cerem după credința noastră și decât ceea ce înțelegem după înțelepciunea dată nouă. Cine putea să-și imagineze că Petru, care era întemnițat și era păzit sub paza patru cete de câte patru ostași, deci 16 ostași. Și Petru era legat. Însă Iisus Hristos este Domnul nostru. Acesta este Domnul nostru, care știe să slobozească pe cei la vioși. Și pe când dormea, Petru, a doua zi trebuia să fie omorât și el dormea. Ce explicații să dăm aici? Eu cred că este harul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată,
a strălucit o lumină în temniță, Petru dormea, ostașii dormeau și îngerul a trezit pe Petru. Fraților, este un mesaj din cer. Astăzi cred că Dumnezeu ne vorbește. Trezește-te, pentru că plecăm. Trezește-te, pentru că plecăm. Bine este să dormim în pacea lui Dumnezeu, dar bine este să ne trezim pentru că plecăm. Trezește-te pentru că plecăm. Și au căzut lanțurile de la mâini. Și ostașii dormeau. Îmbracă-te pentru că plecăm. Și Petru s-a îmbrăcat. Τα ημάτια τα λευκά του αγιασμού. Και θα μπρακάτ τα υποδήματα του Ευαγγελίου. Ο Χάινα Λούι. Σηκώθηκε και αυτός έβαλε και τα παπούτσια του. Δεν ήξερε αν είναι εκτός σώματος ή εκτός. Nu știa dacă este într-o rătire sufletească, după cum și Petru, când a ajuns în al treilea cer, nu știa dacă era în trup sau în afara trupului, era într-o rătire sufletească. Sunt experiențele duhovnicești pe care Domnul Dumnezeu le dă. A deschis ușa, s-a deschis ușa și au trecut pe lângă toate străjile. Aleluia. Aleluia. Acesta este Domnul. Nu există ușă închisă în fața Lui. Și a ajuns la poarta cea mare, care s-a deschis singură și ea. Și îngerul l-a părăsit. Acum, Petru era slobos. Acum te-am slobozit. Și Petru s-a gândit în clipa aceea. M-a slobozit îngerul Domnului. Și nu-i venea să creadă. Desigur, avea făgăduința că va muri la bătrânețe. Însă, Dumnezeu nu schimbă. Planul lui Dumnezeu nu se schimbă. Numai omul poate să strice planul lui Dumnezeu. Și Petru s-a gândit și a zis să meargă la casa Mariei, care este mama lui Marcu, și a bătut la ușă. Ucenicii se rugau în teama lor. Ce altul n-acanis? Coropidas? Na trechis? Na pas to faraor? Na pas to nirod? Na pis voithame? Ce altceva puteau să facă? Mă rog, Kyrie, Kyrie, voithamas. Doamne, ajută-ne! Vine mia copelița, Irodi. Și s-a dus o slujnică, Roda, și a întrebat. Cine este? Eu, Petru. Vine mesa că eu, Petru, sine. De tu anice. Și ea s-a dus repede și a spus celorlalți. Ce se întâmplă? Ceilalți? Ești nebună, i-au zis. Dar ea stăruia și spunea că Petru este. Ei, din potrivă, ziceau, este îngerul lui. Mulțumim lui Dumnezeu. Nimeni nu a crezut dintre ei. Au mers și au deschis ușa și Petru a intrat înăuntru. O bucurie mare. Și Petru le-a explicat ce s-a întâmplat și a plecat. Problema însă a rămas. Și problema este Irod. Petru a fost slobozit. Dumnezeu a binecuvântat, ucenicii s-au bucurat, dar problema a rămas. Și aceasta este Irod. Irod nu știa însă cum s-au întâmplat lucrurile. Și s-a dus Irod la Cezarea. Nu putea să înțeleagă ce se întâmplă. Și acolo s-au adunat
Cei din Tir și din Sidon, cu care era certat Irod, și ei au venit să ceară ajutor de la Irod. Pentru că țara lor trecea prin foamete. Și, fraților, ajutor numai de la Hristos să cerem. Să nu uităm acest lucru. Pentru că dacă ne dăjduiești într-un om, vei fi dat rușinii. Dacă ne dăjduiești însă în Iisus Hristos, Domnul, vei fi binecuvântat. Ne dăjduim în Hristos cu credință și de la El cerem. Și Irod, când a văzut toate acestea, s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești și a început să vorbească. Și oamenii strigau, glas de Dumnezeu, nu de om. Fraților, Irod era ca un balon care se umfla. Era îmbrăcat cu hainele lui împărătești, cuvinte mari. Cine știe ce le spunea? Și oamenii spuneau, glas de Dumnezeu, nu de om. Însă aici, fraților, vreau să repet. Desigur, în lume nu este Domnul. Desigur, Iisus Hristos este Domnul. Însă bagă de seamă. Și tu nu ai nicio legătură cu ei. Și să nu spui că poți singur, să nu ieși din hotarele puse de către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat, pentru că Dumnezeu te-a slobozit, să nu te înalți, dar slăvește pe Dumnezeu. Petru nu s-a lăudat, orice cât de binecuvântat era. Știe că este om și dacă se va mândri, va fi smerit. Și pe când Irod vorbea norodului, probabil provocând, amenințând, nu ne spune Scriptura ce spunea, și vroia să fie plăcut în fața iudeilor, ucenicii probabil că se temeau. Însă, fraților, să știți că va veni binecuvântarea. Ce vom face acum? Iată-l pe Irod. Bine, Petru a scăpat. Noi ce vom face însă? Ce se va întâmpla acum? Și s-a mâniat și mai mult. Și vedem lucrul din jurul nostru. Vedem ce se întâmplă. Însă biserica se roagă. Biserica este împreună cu Hristos. Și pe când Irod a devenit ca faraon, poruncă de la Domnul a venit. Dumnezeu a trimis un înger ca să-l dezumfle pe Irod. Și într-o clipă, pe când Irod vorbea, pe când se înălța, a fost lovit de un înger și a murit mâncat de viermi. Probabil că iudeii nu știau ce să mai facă.
Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί με την Εκκλησία Του. Dumnezeu este împreună cu biserica Lui, fraților. Împreună cu aceia care vor și mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul. Care nu au nădejde în altă parte, singura nădejde este Domnul. Dar o nădejde sigură. Și termin aici, frate, și vreau să vă spun. Cuvântul lui Dumnezeu este ancora sufletului nostru. Și, fraților, o corabie care nu are ancora este în pericol. Ποιο είναι το πλοίο αυτό που είναι σε ασφάλεια, που θα βρει care corabie este και θα ρίξει άγια. Siguranță, care are ancora și va găsi loc să arunce ancora. Și dacă va arunca ancora și ancora va prinde, atunci se va afla în siguranță. Slăvit să fie Domnul! Nu stai în tot limanii mono. Nu ajunge numai limanul, trebuie să avem și ancora. Și ancora sufletului nostru, pentru ca sufletul nostru să nu fie lovit de valuri, de vânturi, care ne sperie, de furtuni, de fulgere, de tunete, de nori. Nădejdea noastră este Iisus Hristos. Nădejdea sufletului nostru, ancora sufletului nostru. Am agățat-o de tronul Harului Tău și suntem statornici. Și suntem în siguranță. Va veni binecuvântarea, pacea, Cuvântul lui Dumnezeu va crește și se va răspândi și copiii lui Dumnezeu vor slăvi pe Dumnezeu în prezența Lui. Fraților, să ne rugăm și să mărturisim că Domnul este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și să cerem de la Dumnezeu să fie Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Pe plan personal, ești Domnul și Dumnezeul meu, dă-mi credință. Pe plan familial, copiii mei, părinții mei și în biserica aceasta, Domnul Iisus Hristos este Domnul și Dumnezeul nostru. Și să cerem ca Domnul nostru să fie Domn peste lumea întreagă. Amin, aleluia! Să cerem ca Dumnezeu să fie Domnul și Dumnezeul nostru.